Cred că v-au plăcut, nu-i așa, botoșii din prezentare? Aici am început același model, dar pe un tălpic cumpărat, vă voi explica în minutele următoare. Și dacă se dorește un tutorial pentru a explica cum putem începe și pe un tălpic cumpărat, vă rog să-mi lăsați în comentarii. Astăzi vom face totul croșetat. Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit! Fiindcă a venit perioada rece, ne gândim deja la lucruri călduroase să lucrăm pentru noi. Astăzi vom lucra o pereche de botoși pe cât de simpli, pe atât de drăguți, așa spun eu. Sper că sunteți de acord. Dacă vă place acest tutorial, vă rog frumos să-mi lăsați un comentariu dacă v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut, dacă vi s-au părut util sau nu, sau orice doriți dumneavoastră. Și dacă nu v-ați abonat și sunteți pentru prima dată pe acest canal, totul este gratuit, deci nu ezitați. Botoșul nostru este format din două bucăți, haide să zicem așa. Da, partea de deasupra, acest cerculeț, de altfel foarte ușor de realizat, și botoșul propriu-zis. Botoșul, eu am făcut două tălpi, să știți, dar de ce am făcut două tălpi? Fiindcă am vrut să folosesc un fir, mi-a plăcut această combinație de culori, și anume Yarnart Jeans. Bobinuța aceasta are 50 de grame, 160 de metri, și conține 55% bumbac și 45% acril. Codul acestui muștar este 84 și eu am lucrat cu o croșetă de 3 acest proiect. Dacă dumneavoastră veți lucra cu un fir mai subțire, fiindcă eu vă voi da acum măsurile în centimetri sau mai gros, vă puteți orienta după centimetrii indicați de mine. Dacă lucrați cu un fir mai gros, puteți să faceți talpa într-o singură bucată, eu zic că este suficient, dar eu am considerat că este necesar să fac două tălpi pe care să le unesc. Așa am procedat eu aici. Dacă nu doriți să lucrați talpa, vin cu o variantă în fața dumneavoastră, fiindcă firele și accesoriile le găsiți la Gabriela Pasiunea Croșetatului. Am aceste branțuri, acești tălpici pe care foarte bine putem să-i punem cu partea aceasta lucioasă în exterior și partea asta un pic cu aspect de pâslă pe interior. După cum vedeți, aceste tălpici, în afara faptului că avem aici punctate pentru măsuri și putem decupa pentru ce măsură dorim, da, putem foarte bine și noi să așezăm talpa noastră pe acest branț și să decupăm, după care să facem prinderea de talpă exact ca la încălțăminte croșetată, economisim fir, avem și tălpi mult, mult mai rezistente, zic eu, acum rămâne la alegerea dumneavoastră. Dăm deoparte aici. Și vom începe cu această nuanță. Este un verde care duce ușor spre turcoaz. Din păcate nu mai am eticheta, eu am altă nuanță aici de verde. Vă pot da, dacă vă place, codul de la această nuanță. 92, de exemplu. Poate vă place să combinați cu muștar. Ia să vedem capătul. Luăm croșeta de 3 și voi monta 31 de ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Haideți să măsurăm noi, să vedem câți centimetri, da? Încă așa am zis, poate nu aveți același fir. Și am aici un lanț de 11 centimetri, mai exact.
11 și un pic, până și jumătate, 11 centimetri, da? Vom întoarce, vom face în primul, nu în primul, ci în al doilea, două piciorușe scurte, vom începe cu piciorușe scurte primele rânduri. Mă voi duce acum în fiecare ochi cu câte un picioruș scurt până când voi ajunge aici în ultimul ochi, unde voi lucra 4 piciorușe scurte ca să pot să întorc rândul. Deci mă duc în fiecare ochi și lucrez câte un picioruș scurt. Am în total lucrat aici 28 de piciorușe scurte, să știți. În ultimul ochi vom lucra 4 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4. Mă întorc și introduc în fiecare ochi și lucrez câte un picioruș scurt, adică în total 28 de piciorușe. În ultimul ochi vom lucra tot 2 piciorușe scurte ca să avem 4 în total și într-o parte și în alta. Da? Ne ducem deasupra primului picioruș și încheiem cu un ochi alunecat, un ochi de lanț și în același ochi voi lucra 2 piciorușe scurte și de această dată și la acest început de rând. În primul ochi. Acum voi merge cu piciorușe scurte până în partea asta la altă, până când ajung aici unde eu am 4 piciorușe scurte lucrate în același ochi. Și haide să lucrăm câte un picioruș scurt. Unde am aici cele 4 piciorușe scurte? 1, 2, 3, 4. Voi lucra deasupra primului picioruș doar un singur picioruș scurt. Apoi, în mijloc, voi lucra câte 2, deci voi face 2 sporiri. În al patrulea, voi face doar unul singur și voi porni pe partea asta cu câte un picioruș scurt. În primul, un picioruș scurt, în următorul 2, 1, 2, în următorul 2, 1, 2 și pornim acum cu piciorușe scurte în fiecare ochi până în partea asta la altă, unde în ultimul ochi vom face 2 piciorușe scurte și vom încheia rândul. Să nu fiți tentați să lucrați aici în ultimul ochi care este deja agățat de primul picioruș, da? Fiindcă ni se mărește numărul de piciorușe și ne iese talpa strâmbă. Vom încheia rândul cu un picioruș alunecat, un ochi de lanț. În primele 3 ochiuri vom face câte o sporire, adică câte 2 piciorușe scurte. 1, 2, în următorul. 1, 2, în următorul. 1, 2. Ne ducem cu câte un picioruș scurt în fiecare ochi, până în partea cealaltă, unde vom face de această dată în vârf 6 sporiri. Acum facem cele 6 sporiri. Ia să vedem noi dacă este bine, da, aici începe prima sporire, deci începem din acest ochi, 1, 2, 3, 4, deci am 2 sporiri, o facem și pe a treia, și pe a patra, și pe a cincea, și pe a șasea. Bun, vom merge cu piciorușe scurte în continuare. Și înainte de a finaliza rândul, în ultimile 3 ochiuri, vom face câte o sporire și apoi încheiem cu piciorul alunecat.
Voi încheia rândul cu un picioruș alunecat. Un ochi de lanț. Voi face doar un picioruș scurt în primul ochi, în următorul două, adică o sporire, în următorul un singur picioruș scurt și în următorul două, altă sporire. După cum vedeți, eu mi-am atașat aici niște semne. Dacă e să dau talpa mea în două, da, de la călcâi spre vârf, veți observa că eu primul semn l-am așezat, da, de la jumătatea lucrului cu trei ochiuri mai încolo. Da? Eu de acolo, fiindcă aici mi se lățește mie laba piciorului, de aici eu o să încep să folosesc piciorușe mai înalte ca să pot să lățesc aici această parte. Și voi merge până la semn cu piciorușe scurte. Haideți să numărăm. 1, 2, 3, 17, 18, 19, 20 de piciorușe scurte. Acum, până la următorul semn, fiindcă vreau să încep în mod crescător, voi face piciorușe duble reduse. Voi da după croșetă și încep și lucrez, da, piciorușe duble reduse. Voi scoate prin toate trei. 1, 2, 3, 4, dăm semnul jos, 5. Eu zic că este suficient trecerea spre piciorușele duble. Aici, în semnul meu din vârf, voi face doar două piciorușe duble, veți vedea imediat. Însă, îmi voi rezerva 3 de la semnul meu în jos, 1, 2, 3, pentru sporiri. Haideți să vedem câte am până acolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ochiuri. În aceste 7 ochiuri voi face câte un picioruș dublu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acum, în următoarele 3, am zis că facem o sporire. Două piciorușe duble în fiecare ochi. Câte o sporire? Așa. O sporire. A doua. A treia. Acum, în mijloc, voi face doar câte un picioruș scurt în următoarele două piciorușe scurte. În următoarele două ochiuri. Deci am făcut un picioruș dublu, îmi cer scuze, și în următorul tot un picioruș dublu. Sunt la mijlocul, pe linia de mijloc, dacă observați a tălpii. Acum, în următoarele trei, voi face câte o sporire, 1, repetăm ce am făcut și pe partea cealaltă, da? 2, a treia sporire, acum vom face în următoarele 7 ochiuri câte un picioruș dublu, v-au ieșit tot 20 de piciorușe scurte? Așa ar trebui, fiindcă cele două părți sunt egale. Haideți să lucrăm o sporire în următorul ochi. 1, 2, în următorul un singur picioruș scurt, în următorul 2, adică a doua sporire, și în ultimul ochi un singur picioruș scurt. Ne ducem deasupra primului picioruș și lucrăm. Un picioruș alunecat. De această dată vom face un ochi de lanț. În primele două, doar câte un picioruș scurt. 1, 1. În ochiul 3 vom face o sporire. 1, 2. În următoarele două, câte un picioruș
scurt și în următorul o sporire. Acum vom merge cu piciorușe scurte până în vârf. După ultima sporire am lucrat aici 21 de piciorușe scurte. Vom lucra în următoarele 6 ochiuri câte un picioruș dublu redus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, până la semnul nostru unde vom începe sporirile din vârf. Haideți să lucrăm piciorușe duble și vom număra. 1, 2, 3, 6, 7. Deci avem 7 piciorușe duble, 6 piciorușe duble reduse și 21 de piciorușe scurte. Acum vom lucra 5 sporiri, dar din 2 în 2 de această dată. Vom face o sporire acum, în următoarele două, câte un picioruș dublu, 1, 1, o sporire, în următoarele două, câte un picioruș dublu, 1, 1, chiar pe mijloc, pe linia de mijloc, voi face a treia sporire. Unu. Doi. Haideți să lucrăm acum câte un picioruș dublu. Vom face a patra sporire în următorul ochi. Acum câte un picioruș dublu. Și în ultimul semn voi face a cincea sporire. 1, 2. Acum, fiindcă mie mi s-a amânat aici un pic călcâiul, vedeți, a trecut dincolo de linia de mijloc, după cum vedeți aici, cu două piciorușe. De această dată, pe această parte, nu vom mai avea 20 de piciorușe scurte. Haideți să numărăm să vedeți. Și acum trebuie să numărăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, fiindcă vom face 7 piciorușe duble reduse, apoi 7 piciorușe duble, îmi cer scuze, apoi 6 piciorușe duble reduse, 1, 2, 3, 4, 5, 6 și haideți să vedem până la semn, până unde vom începe sporirile, câte ne-au mai rămas pentru piciorușele scurte. Din semnul meu voi face sporire, 1, 2 piciorușe scurte sporire și voi încheia cu câte un picioruș scurt în ultimile două ochiuri. Haideți să lucrăm și să încheiem și acest rând. Haideți să lucrăm ultimul rând de la talpă, vom uni deasupra piciorușului un ochi alunecat și începem și lucrăm câte un picioruș scurt, 1, în fiecare ochi, 2, 3, 4, 5, 20 și 7. Acum voi lucra 7 piciorușe duble reduse, 1, 2, 8. În aceste 3 semne, dintre care semnul din mijloc este exact pe linia de mijloc a tălpii noastre, vom face câte o sporire. Am sporit. Acum voi face 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piciorușe duble, o sporire. 7 piciorușe duble, o sporire. Haideți să... Așa arată vârful. Acum voi coboră cu 8 piciorușe duble, 7 piciorușe duble reduse și până la finalul rândului câte un picioruș scurt în fiecare ochi. Eu am lucrat între timp încă o talpă, fiindcă v-am zis că vreau să dublez talpa mea, da? Și dacă o măsurăm,
fiindcă noi le vom prinde, bineînțeles, am exact 22 de centimetri. Voi uni cele două părți, avem același număr de ochiuri, da, clar. Le fixăm să fie pe aceeași linie de mijloc. Ah, da, uitați că vreau să pun dos pe dos. Da, exact dos pe dos. Și mă voi duce și fiecărui ochi îi corespunde un ochi. Da? Vom uni cu piciorușe alunecate. Voi agăța doar o singură buclă de pe o parte și o singură buclă de pe cealaltă. Foarte, foarte simplu. Da? Și nu strângem firul, lăsăm mai lejer. Și astfel prindem noi tălpile și avem o talpă mai plinuță. Talpa mea este pregătită. Uitați ce bine arată. Bun, haideți să începem acum cu nuanța asta de muștar, care mie îmi place foarte, foarte mult. Așa, voi începe dintr-o parte, da? Deci am prins eu cu piciorușe alunecate și vreau să prind acum de această buclă, mai bine zis, da? Deci avem rândul de piciorușe alunecate și ca să pornim în sus, da? Nu vrea. Aici nu vrea, mă duc în următoarea buclă. Poate aici vrea, da. Ca să pornesc și să lucrez în sus, da? Rândurile de piciorușe duble. Uitați astfel. Vom ridica două ochiuri de lanț, vom face o primă buclă de prindere, ridic două ochiuri de lanț și lucrez în aceeași, introducând croșeta în aceeași buclă, un picioruș dublu. Și haideți să introducem astfel în fiecare ochi și să lucrăm câte un picioruș. Dacă vreau să prind și firul în lucru. Pe sub buclă. Da? Haideți că nu este greu. Uitați, ca să ne rămână aici marginea aceasta frumoasă. Haideți să lucrăm astfel de jur împrejur un rând de piciorușe duble. Primul rând de piciorușe duble este gata. Vom începe acum următorul rând. Ne ducem deasupra primului picioruș dublu. Unim cu un picioruș alunecat. Ridicăm două ochiuri de lanț. Da? Și introducem acum și lucrăm unul pe față, unul pe dos, ca să numim așa. Introducem pe sub primul picioruș dublu. Croșeta, scoatem și lucrăm un picioruș dublu. Ne ducem prin spatele lucrului, introducem croșeta pe sub piciorușul dublu și lucrăm un picioruș pe dos. Venim acum pe sub următorul picioruș dublu și lucrăm un picioruș pe față. Prin spatele lucrului, introducem croșeta pe sub piciorușul dublu și lucrăm un picioruș dublu pe dos. Și tot așa, tot rândul. Ca să formăm acest model tip elastic, ni se așează bine pe picior, se ține de picior. Iată că și cel de-al doilea rând este finalizat. Ultimul picioruș este lucrat pe dos. Am început
cu piciorul lucrat pe față, deci aici avem continuitate la model. Ne ducem deasupra piciorușului dublu, primul, da, încheiem cu un picioruș alunecat, ridicăm două ochiuri de lanț, lucrăm piciorușul pe față, lucrăm piciorușul pe dos, pe față și tot așa. Am început cel de-al treilea rând, îl voi finaliza și pe acesta și voi mai lucra încă două. Deci 5 rânduri în total este suficient ca și înălțime până când eu voi începe să fac primele scăderi. Haideți să lucrăm!